Acesta este un birou în care o să stau 24 de ore. Dacă simt luminile aici, e beznă. Olo, nu mai văd nimica. Pentru că lui are o misiune importantă la locul lui de muncă, să creeze 40 de piniate. Eu o să-l însoțesc aici și o să văd experiența cum este să stai peste noapte într-un birou. Nu a fost o idee prea bună să merg la baie. Hai să vedem ce o să se întâmple. Ce părere ai, Luise, că o să stau 24 de ore în acel loc? Deci ne-am luat aici cu noi aceste chestii până și VR-ul, adică o să fie catering rău de tot. Că din câte am înțeles, acolo este spațiu și bineînțeles persoanele respective și-au dat acordul ca să vin și eu și să filmez, nu? Da. Adică ai zis că o să filmez, nu? Da. Ok, așa că avem și acordul, sunt chiar foarte curioasă cum o să fie în acel loc. Hai să vedem, ne-am luat tot ce trebuie, m-am și îmbrăcat. Deci, Puffy, o să-mi fie foarte dor de tine, fata mea. Ce faci? Mă bate! Mai și știi ce-a zis momentul mi s-a zis că o să fie cald afară? El mi-a zis. Că uitați cum ne-am făcut. Credeam că te referi înăuntru, la unde să stăm. Nu ești bine, i-am zis, e cald? E. Da, da, cum să nu? Afară. Mi-ai dat seama. Te așteptai să fie vară în, ianuarie. Dar cum e vremea în România, trec și eu. Vai, și ce mi-amintesc de Liberty ăsta când veneam de la liceu, ca să știți și voi. Pe aici mă duceam eu și mâncam. Da, acum trebuie să luăm alt autobuz și am înghețat de frig, sunt îmbrăcat așa, oameni buni, și uitați zăpada pe acolo. Deci am ajuns aici, deci fără ăsta de căldură, oameni buni, să știți că eu efectiv nu rezist. Am luat și niște chipsuri, bine, le-am cumpărat de aici, mi-am pus VR-ul să mă încălzesc și bineînțeles că mi-a făcut lui un sandwich pentru că trebuie să mănânc și eu ceva. Și bineînțeles că am cumpărat și un suc, că nu se putea fără. Și putem să cumpărăm și de acolo, doar că nu prea se merită, gen. Aici avem pâine, avem de toate. Și lui acum întreb cum face pătuțul ca să avem și noi loc. Nu s-a făcut noapte pentru că noi am venit fix de dimineață. Mă simt destul de obosită, mi-e foarte frig. Noroc anul ăsta de căldură lângă și mă pun să beau un pic de suc. Deci experiența asta e chiar foarte, foarte ciudată. Sincer, să nu vă spun mine că asta mai lipsea să mă și murdăresc. După ce cam în oră pe jumate an, pe jumate negru. Dar și o să beau puțin pentru că, sincer, nu aș vrea să am nevoie la baie pentru că abia m-am acoperit de căldură, adică gen în partea asta este caloriferul, iar în partea asta jos este radiatorul ăla de căldură și chiar nu vreau să mă duc la baie în momentul de față, că doar hainele astea le mai am pe mine. Hai că a plecat și lui să-l petiu, să vă arăt aici priveliștea de afară. Uitați-vă și voi cum e afară. Se vede că e spiritul Crăciunului, spiritul sărbătorilor. S-a dus să ia chestii de-astea de mâncare, ca să avem. Niște pateu din ăsta cu brânză, iar în vechi m-am uitat la anime-uri în viață. Că mai încolo așa o să intru live noaptea, ca să fac acest live 24 de ore cumva. Bine, nici chiar așa o să-l fac câteva ore când mă ține și bateria telefonul ăsta. Cum ți se pare experiența? E ora aproape 10, lui se am nevoie de ceva de la tine. Vreau să mă duc la baie. Fine. Te rog. Deci efectiv nu mai pot. Mă abțin de câteva ore bune, oameni buni. Nici mă abțin să nu mă duc la baie și tot până la urmă trebuie să mă duc la baie. Ce baie? Asta este, se mai întâmplă. Băiță, băiță, băiță. Ce horror. Nu, și cum se auze totul. Nu se putea prinde lumina aici? În baia asta? Ah, m-am speriat. Da, și aici sunt eu. Nu vine să cred că stau în locul ăsta toată noaptea, 24 de ore. Deci am revenit. Nu a fost o idee prea bună să merg la baie, pentru că viciul era plin de gheață, oameni voi. Era înghețat, deci ca să înțelegeți cât de frig e aici, vă dați seama că n-am putut să filmez așa ceva, dar când am tras apa, era înghețat tot, tot, tot. Așa că o să mă abțin să merg la toaletă, asta dacă nu vreau să îngheț. Și priviți și voi cum e toaleta. Deci nu vă mint, aia efectiv este zăpadă în WC. Deci mare greșeală, am înghețat de frig.
Anyway, acum trebuie să vină lui cu piliatele ca să le facem, pentru că v-am zis, are niște treabă și sunt foarte, foarte curioasă gen ce o să fie. Ia că a adus și lui acum materialele, wow, măsăr cu cafea. Băi, cât de mișto arată! Ia, uitați-vă și voi! Le pune aici pe jos ca să nu facă mizerie, aparent, că se face foarte multă mizerie la piliatele astea. Și cum se fac piliatele lui Ise? O să văd eu? Hai mă, zici tu pentru vlog, că eu vorbesc, tu vorbești foarte încet. Și acum ce faci aici? Da, cât de mișto! Practic încerci să o lipești cumva și ai decupat-o, nu? Ce tare! Mai lui se vreau să zic sincer, cu toată sinceritatea mea, m-aș muta aici. De ce? Nu mă deranjează nimeni, nu am pe vecina de sus care face hâța-hâța în fiecare dimineață și seară, e liniște, am un de-asta de îmi face căldură și îmi țipă în cap, adică spuneți bune, apropo, cât e chiria aici? Yeah. Deci am bune, acum este 3 dimineața, eu nu am dormit absolut deloc, Luis doarme acum, fac un pic de liniște și o să mă pun să mă joc un pic pe VR, Five Nights at Freddy's, pentru că eu practic sunt într-un birou, așa că trebuie să mă joc în birou ăsta. N-ai cum, e prea top cu experiența, vreau să simt așa ce se întâmplă și o să mă pun frumos acolo, o să fie rău de tot tare. Deci acum este ora 3:31, singurul lucru de care mie frică este să nu luăm foc aici, pentru că avem și calorifer și două suflătoare de căldură în momentul de față. O să încerc să mă pun să dorm, să-mi pun alarma la acum e 3:30, o să încerc să pun alarma pe la un 8, pentru că mi-e cam frică să nu se întâmple ceva pe aici, sunt mai precaută cât de cât. Da, neața lumea, este 8 dimineața, m-am trezit acum, nasul meu este foarte înfundat, nu mai pot să respir pe el deloc. După experiența asta, da, am rășit, vai de capul meu. Acum mănânc un sandwich pentru că mi-e foame. Așa, iar aici lui sunt între timp își continuă piniatele și vai să stăm ceva și plecăm. Și cum a fost somnul lui Ise? Nescop de bine. Te-a plăcut? Da. Eu vă dați seama că trebuie să-mi iau ceva de răceală, că am avut decât haina asta pe mine. Și nasul e irrespirat. Și nasul este irrespirabil, sincer, adică nu pot, nu mai pot să respir prea bine pe el deloc. I s-a amplificat răceala din nou, bineînțeles. Acum ne pregătim să plecăm. Oricum a fost o experiență foarte, foarte interesantă, sincer, dar și foarte obositoare, pentru că am stat și peste noapte, m-am și jucat, a fost și cam frig aici. Toate astea s-au amplificat la răceala mea minunată pe care o am din decembrie. Da. Și cam atât cu vlogul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, dacă vă ajut vlogul de genul, dați și subscribe, lăsați comentariu acolo, ne auzim data viitoare, eu sunt Sandra, nechina voastră, beast! Aș fost peste nouă, dar nu știu să o cânt. Mă joc printre versuri, să aibă sens, dar nu sunt. Rimele și strofele pe mine mă încurcă. Spune-mi la apesă cum de alții se descurcă.